Ușor, dar sigur, vremea intră într-un nou proces de încălzire. Bine v-am regăsit, haideți să vedem ce s-a schimbat astăzi. Soarele este prezent în toate regiunile, dar este un soare cu dinți. Momentan nu are prea multă putere. Cert este că norii s-au risipit și vântul mai suflă cu putere doar la altitudini mari, așadar vestea este bună pentru că începe să se încălzească. Pentru început în regiunile sudice și estice și apoi ușor se va întâmpla asta și în celelalte zone. Am spus de vânt, dar să știți că el nu dispare de tot din peisaj. Se mai intensifică prin unele zone din vestul și din estul țării. La munte lucrurile s-au mai schimbat, e mai bine decât zilele trecute, temperaturile au mai crescut puțin și soarele își face simțită prezența în toate stațiunile. Doar pe creste mai bate vântul cu putere, însă a scăzut destul de mult în intensitate. Minus 2 grade se înregistrează în Ceahlău, 5 grade avem la Păltiniș, iar la Stâna de Vale termometrele indică 6 grade, cu plus, bineînțeles. În capitală a ieșit soarele, iar valorile termice sunt în creștere. În centrul orașului, termometrele ne indică la această oră undeva la 13 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, cam atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. O săptămână liniștită să aveți. Pe curând!